Bine ați revenit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune electorală. Eu aleg, eu contez, aici la TVR Moldova, unde încercăm să aducem în fața dumneavoastră candidații la alegerile din 11 iulie. În această seară sunt cu noi doamna Olga Afanas, de la Partidul Verde Ecologist. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul Sergiu Burlacu, din partea Partidului Democrația Acasă. Bună seara, domnule Burlacu, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație! Potrivit tragerii la sorți, o invitație a fost adresată și reprezentanților Partidului Șor. Aceștia însă nu au onorat-o, așa că discuția din seara aceasta se va purta între cei doi candidați pe care i-am prezentat și cărora le spun acum regulile. Aveți câte 11 la dispoziție în care veți răspunde la întrebări, cronometrul este acolo și un minut în care o să vă rog să vă adresați direct alegătorilor. Sunteți doar dumneavoastră și ei să le spuneți de ce ar trebui să vă voteze pe 11 iulie. Avem și bolul nostru tradițional cu întrebări surpriză și vom mai avea întrebări de la cetățeni. Pentru început, în două minute, o să vă rog, dacă puteți, să sintetizați câteva din cele mai importante priorități pe care le vizați odată ajunși în Parlament. Doamna Afanas, vă rog. Mulțumesc că Partidul Verde Ecologist este un partid de orientare europeană, un partid nou, un partid reformat, fondat în 1992. Noi am fost la guvernare în coaliție sau singuri până în 2000, dar principalele priorități ale programului pentru această campanie sunt sănătatea publică și asistența socială, securitatea socială, echitatea socială. Eu reprezint femeile de afaceri și femeile cu dizabilități. Deci echitatea socială este pe primul plan pentru Verzi anul acesta, în această campanie, iar cea mai mare parte din lista noastră suntem activiști civici. Printre măsurile pe care ni le propunem sunt în primul rând instituirea Ministerului Mediului ca instituție separată, de exemplu dublarea salariilor profesorilor până în 2022 sau 30% din împădurire până în 2030, o asigurare a venitului minim garantat și asigurarea transparenței tuturor proceselor decizionale la nivelul național și local, inclusiv prin vot electronic și prin digitalizarea APL, regionalizarea țării și, în primul rând, evident, promovarea creativității și potențialului uman, inclusiv prin egalitate de gen. 52% din lista noastră, din lista verzelor, suntem femei și majoritatea listei, circa 60%, suntem tineri până la 40 de ani. Așa că vă îndemn să votăm o echipă nouă cu valori europene, votăm Floarea Soarelui, Partidul Verde Ecologist. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Niște obiective foarte ambițioase. Domnule Burlacu, vă rog. Bună seara, dragi conaționali! Am venit în această bătălie pentru că am certitudinea să cred că a venit timpul oamenilor, a venit timpul intereselor și priorităților noastre naționale, dincolo de obiectivele câtorva impostori politici care de 30 de ani perindează în funcțiile comode a Parlamentului Republicii Moldova în detrimentul nostru, în detrimentul comunitar. Partidul Democrația Acasă este o formațiune care a și asumat obiectivul lupții pentru prosperitatea și bunăstarea cetățenilor, trat-o și nefiind în legislativul Republicii Moldova, neavând funcții decizionale că știm și putem să luptăm pentru prosperitatea și bunăstarea noastră, să stopăm hoțiile care spre regret și astăzi își demărează amploarea în Republica Moldova pe ultima sută de metri, chiar și în momentul în care statul român a alocat un ajutor
extraordinar de valoros pentru agricultorii din Republica Moldova, se mai regăsesc și în cadrul procesului decizional oameni care își caută de interesele personale. Chiar astăzi, în cadrul unei dezvăluiri jurnalistice, s-a demonstrat că unii acoliți a fostei guvernări de-a lui Plahotniuc au decis să se îmbogățească pe seama nevoilor oamenilor cu circa 3 milioane de lei prin repartizarea motorinei. Dincolo de asta, stimați conaționali, vin din Bălți și prin activitatea mea în Bălți am demonstrat devotamentul față de grijile cetățenilor. Urmează o luptă grea. Astăzi ducem o luptă, spre regret, cu propaganda de la Kremlin, dincolo de asta, și o propagandă cumpărată. Suntem atacați de diferiți concurenți electorali pentru că în realitate prezentăm un pericol pentru cei care de-a lungul timpului se folosesc de voturile noastre pentru propria îmbogățire. Eu am certitudinea să cred că împreună cu cetățenii, împreună cu oamenii noștri, vom reuși să aducem Republica Moldova pe făgașul bunăstării. Mulțumesc. Pentru că tocmai ați spus acum la final că ați fost, că sunteți atacați din diverse zone. Aș vrea să vă rog să lămuriți, la începutul campaniei electorale au existat câțiva lideri regionali din partidul dumneavoastră care vorbeau, au făcut niște acuzații legate de întocmirea listelor cu nume excluse peste noapte, cu personaje apropiate de Ilan Șor și de Vladimir Plahotniuc. Vă rog să le explicați alegătorilor cum au fost întocmite listele și să lămuriți aceste acuzații. Nu sunt deprins să comentez sau să explic minciunile care sunt lansate în spațiu public și mediatic, însă acești cetățeni, fiind frustrați de faptul că nu s-au regăsit pe un loc care le-ar asigura trecerea în Parlament, uitați că au decis să atace formațiunea. După mine este un recurs mișelesc să ataci tocmai echipa din care faci parte doar din motivul că nu stai pe o poziție mai comodă. Vă dați seama dacă acești tipi s-au fi regăsit în Parlamentul Republicii Moldova și la momentul în care s-ar supăra din motiv că nu ar obține o funcție sau alta. Ar avea de suferit cetățenii pentru că acorzând votul pentru Partidul Democrație acasă, ne-am trezit cu câțiva personaje puțin emotive și ușor manipulabile ca să trădeze interesul național, dar și încrederea cetățenilor acordată pentru formațiune. Tocmai astăzi, acești tipi au fost refuzați de CEC-ul, chiar CEC-ul le-a refuzat recursul lor privind scoaterea noastră din cursa electorală, pentru că organul abilitat este ASP-ul, care a confirmat faptul că procedura a fost perfect respectată legal. Tot ce se întâmplă astăzi din partea diferitor personaje vicioase pentru Republica Moldova, cum ar fi condamnatul în țară, în România, Rizea, cu 4 ani și 8 luni a venit în Republica Moldova, nu pentru altceva decât să trezească o ură față de națiunea noastră. De cetățeanul Republicii Moldova, fiind manipulat la greu de propaganda de la Kremlin, se mai trezește și cu un impostor care ajunge pe post de comentator politic în Republica Moldova, având probleme clare de integritate la nivel european, pentru că a fraudat și statul român și Uniunea Europeană de sume uriașe de bani, a venit să ne dea nouă lecții și să ne țină moralitate. Dincolo de asta, un acolit al lui Plahotniuc atacă formațiunile care prezintă pericol pentru securitatea banilor dânșilor și avuților agonisite ilegal. Uitați ce fac ei. Ieri, în cadrul unei emisiuni televizate, să nu dau nume, un tip precum ar fi Nichiforciuc atacă formațiunile care au cele mai mari șanse de dreapta să acceadă în Parlament. Atacă PAS-ul și atacă democrația acasă. Este clar că este deja o amploare mare să ataci pe cei care prezintă un pericol pentru tine. Vă mulțumesc. Doamna Afanas, dumneavoastră veniți din zona activismului civic. Spuneați chiar că pe listele Partidului Verde Ecologist sunt mai mulți activiști civici. De ce ați făcut acest pas? Ați venit către politică și cu ce aduceți?
din zona civică. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, avem mulți activiști și activiste civice, inclusiv domnul Oleg Brega, care este cunoscut în țară pentru munca pe care o face pentru drepturile omului și pentru promovarea intereselor cetățenilor, acolo unde autoritățile încalcă drepturile cetățenilor simpli, oamenilor simpli. De ce am făcut? Într-adevăr, n-am mai fost în politică înainte, dar doctrina și valorile verzi m-au motivat. Este într-adevăr cea mai progresistă, cea mai nouă și cea mai importantă doctrină. Toate politicile, toate deciziile pe care le vom lua în continuare, dragi cetățeni, dragi cetățene, ar trebui luate în orice domeniu prin prismă ecologică. Și noi, activiștii civici, știm foarte bine în teren, la nivel local și național, cu ce probleme se confruntă diverse categorii de cetățeni și cetățene și știm și pârghiile prin care cetățenii își doresc soluționarea acestor probleme și deseori colaborarea cu autoritățile nu este suficientă. Autoritățile nu aud nici opinia cetățenilor, nici opinia savanților și noi verzii venim ca o verigă de legătură. Noi vom asigura această legătură, această conexiune, astfel încât expertiza să ajungă în deciziile Parlamentului. Mulțumesc pentru răspuns. Vă spuneam la început că avem înregistrate mai multe întrebări de la oameni simpli, oameni care vor merge la vot pe 11 iulie și care, întrebați de colegii mei de la știri, au vrut să vă pună câteva întrebări sau să vă povestească despre problemele pe care le au în viața de zi cu zi. Haideți să-i vedem. Așteptăm să le fie bine la copiii noștri acasă, părinții noștri trăiască mai bine, noi deja ne apropiem de vârsta pensionării, să avem o viață frumoasă cât de cât. Dorim schimbarea, Parlamentul să fie pentru oameni, guvernul să fie pentru oameni. Să gândească la noi, la popor, la noi să gândească. Nimeni, majoritatea, chiar dacă sunt persoane competente, persoane gândesc, nu le permit să facă ceva pentru noi. Nu li se permite. Noi toți ne întrebăm, de ce oare? De ce oare? Cât a suferit noi poporul nostru? În toate domeniile este nevoie de ajutat, în mod special agricultorii, că știți cum după posibilitatea când vin timpurile ploioase, agricultorii rămân la zero. În mod special, cel mai tare suferă agricultorul. Și să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să facem acum o alegere frumoasă și corectă, să fie mai ușor pentru toată lumea. Eu aș întreba ca să facă și o amere pentru bătrâni, trebuie leacă ajutoare, piezele și mărite și omul să răiască, sunt că trăiește, nu să duc copchii cine știe une, să îngrijească de alți bătrâni și aici stă așa de și stără în costile și n-are ce mânca. Spitalele și medicamentele astea și mai ieftine. Aș vrea și salariile să le mai ridice și la pensionieri să le dai pensia mai mărișoară, pentru că dacă nu suntem noi, la mine bune ca mari, dacă nu suntem noi, adică n-am nici cum vă lămuresc, adică nu e nici de pâine chiar, nici de pâine, nici de comunal nu-i ajunge. Din Ikea au mai mult și trăiesc ghine și la familie tine, dați-le locuri de casă, că de când și-a Doamne în rând. Și eu am trei copii, dar de mamă 7 ani și-a de rând. Și n-am nici loc de casă și trăiesc la mamă acasă. Aș dori să fim și noi stat de drept, să putem trăi ca în Europa, să avem legile să funcționeze. Locurile de muncă în țară, justiția și aici este cel mai principal. Locuri de muncă, justiție. Ce soluții aveți pentru aceste probleme ridicate de oamenii cărora le cereți vot? Doamna Afanas. Să încep cu locuri de muncă. Există evident necesitatea unei strategii foarte clare în sporirea locurilor de muncă. Noi, verzii, venim cu abordarea economiei verzi în primul rând și în al doilea rând cu abordarea explorării potențialului creativ al societății noastre, al tinerilor noștri în primul rând, pentru că țara are nevoie de oameni acasă.
Și oamenii noștri, cei mai creativi, cei mai progresiști, din păcate sunt forțați să plece din cauza lipsei de transparență și lipsei de perspectivă. Noi, verzii, vom aduce economia verde și toate cele ce le presupune, în primul rând aplicarea creativității și tehnologiilor eficiente, și vom munci pentru ca oamenii să creadă că aici potențialul lor este necesar, este cerut, este apreciat. Și vreau să mă refer și la comunitatea științifică, și la profesorii noștri, și la toți muncitorii, inclusiv în toate sferele unde sunt necesare locuri de muncă. Economia verde nu înseamnă o problemă sau o provocare, înseamnă locuri de muncă, mii și mii, pentru că prezintă, bine, în anumite situații prezintă reprezentări, dar în schimb va crea și rezultate noi și locuri de muncă. Exact noi. Asta voiam să fac această observație. Economia verde presupune și investiții, înseamnă costă, cum s-ar spune. Uh-huh. În Uniunea Europeană avem exemplu noului plan de rezistență și de reziliență, unde sunt favorizate proiectele verde. Asta înseamnă niște sume de bani care trebuie investite. Nu? Cum faceți lucrul ăsta în Republica Moldova? Nu e o țară prea săracă ca să-și pună astfel de probleme? Este o țară mică și noi considerăm acest lucru mai degrabă un avantaj. Pentru că orice inovație se poate implementa mult mai repede, dacă există voință politică. Ori asta trebuie să se ocupe politicienii, trebuie să fie oameni onești, care într-adevăr să aducă expertiza la putere, expertiza cu soluții eficiente, și atunci și plus transparența și monitorizarea cheltuirii banului public, ceea ce nu exista, și de aceea cetățenii se simt nesiguri și nu cred în posibilitatea de a obține un loc de muncă bine plătit. Dacă suntem transparenți și monitorizăm, și dacă suntem onești și aducem expertiza, savanții, la, deci fiind consultați în aceste procese, vom reuși să adoptăm cele mai bune soluții. Și da, vă fi necesare investiții. Noi avem parteneriate frumoase cu verzii din întreaga lume, în primul rând cu verzii europeni. Suntem parte a verzilor europeni din 2008. Avem colaborări practic cu toate partidele, foarte strânse, parteneriate, contracte de cooperare cu toți, inclusiv cu verzii din România, colaborări frumoase, și cu verzii din Germania, unde iată vin alegerile și viitoarea cancelară va fi, cel mai probabil, îi dorim tot succesul, tot reprezentant a verzilor. Deci avem expertiză, avem cine învăța și avem bune practici pe care sperăm să le aducem. Doar avem nevoie de sprijin. Mulțumim! Mulțumesc! Domnule Burlacu, corupția a fost a doua temă enunțată de ultimul domn din locuri de muncă și corupție. Și cam toți oamenii cu care am stat noi de vorbă leagă cele două teme. Adică nu sunt locuri de muncă pentru că e corupție în țară și tinerii pleacă peste hotare. Ce soluții aveți pentru eradicarea corupției? Să știți că, ascultând problemele invocate de oamenii noștri care au fost arătați la micile ecrane, aceste probleme nu sunt străine, pentru că zilnic discutăm și suntem în discuții cu oamenii noștri. Nu ne sunt străine aceste probleme pentru că le resimțim inclusiv și noi. Câteva zile în urmă am fost la un producător autohton, la un fermier care, spre regret, fiind un agricultor, nu are unde să-și comercializeze cireșele. Nu are unde să-și comercializeze cireșele din simplu motiv că pe rafturile noastre nu ajung produse sezoniere a producătorilor autohtoni. Noi avem nevoie de o politică clară în sprijinul producătorului nostru autohton, pentru ca prin intermediul supermarketurilor care se află în Republica Moldova să ajungă pe raft produsul nostru. Este un produs de calitate, iar producătorul nostru trebuie susținut. Avem un program bine definitivat într-o aducere a investițiilor în Republica Moldova prin aducerea diasporei noastre, cetățenilor noștri, tinere generații care au fost inclusiv menționate în acest
material, au fost izgoniți pur și simplu din Republica Moldova pentru că nu li s-a creat o oportunitate de dezvoltare. Noi avem în programul nostru, nici nu un program, în obiectivul nostru, stă atragerea sau readucerea tinerilor în spațiile rurale și scutirea odată ce investesc într-o afacere locală, strategică, pe un termen de 5 ani de zile, să-i scutim de oricare tip de taxă. Dincolo de asta, dacă este vorba de corupție, eu aș vrea să vă spun că nu este cea mai mare problemă bifată dintre grijile cetățenilor. Avem probleme în educație, avem problemă în sănătate publică, avem probleme în accesul la medicamente și aici trebuie să vorbim despre o reformă clară în cadrul CNAM-ului. Noi trebuie să vorbim și despre pensii, pentru că, spre regret, nu vom putea crește potențialul CNAS-ului atât timp cât avem o republică depopulată. Avem o republică din care, spre regret, potențialul care poate să dezvolte acest stat, care de 30 de ani încă există aici, pe acest tărâm, zilnic pleacă circa 100 de tineri din Republica Moldova. Și ultima întrebare care a fost acordată de un domn, apropo, din Bălți, de unde vin și eu, care invocă problema corupției, este adevărat. Noi trebuie să luptăm cu corupția mare, dar dincolo de asta, noi trebuie să ajustăm salariile a profesorilor, a medicilor, pentru că nu știu cum se primește că corupția se observă doar între cei care iau drept remunerare, o cutie de bani sau nu mai știu ce acolo, într-o sumă de până la 100 de lei. Da, este și asta un model de corupție, dar doar din motiv pentru că nu există o salarizare decentă. Noi trebuie să combatem mulțumesc, problemele majore ale timp. Cetățenilor. Și aș vrea să vă spun o chestiune. Atâta timp se discută în Republica Moldova despre programe, dar exact această chestiune a fost prevăzută de marele nostru înaintaș Petre Țuțea, care spunea în felul următor: țara asta nu moare din lipsă de programe, dar de oameni competenți care ar putea să le implementeze, și de asta este nevoie ca clasa politică din Republica Moldova să fie una dornică, să reprezintă interesul cetățenesc. Aici vă întâlniți practic cu ce spunea doamna Afanas. Aș vrea să trecem mai departe. Avem un segment în care ne propunem să vă dăm posibilitatea să vă adresați întrebări unul celuilalt. Doamna Afanas, dacă aveți o întrebare pentru domnul Burlacu. Bine, aș fi preferat să dau o întrebare celuilalt contracandidat care nu este prezent. Vă întreb o întrebare foarte scurtă. De ce considerați dumneavoastră că în Moldova nu există nici astăzi, după 30 de ani de independență, o strategie în domeniul managementului deșeurilor? O să vă răspund. Nu există o strategie în domeniul managementului deșeurilor din simplu motiv că pe acest segment permanent s-au făcut bani, inclusiv s-au furat bani din proiecte europene, iar banul odată fiind, sau proiectul fiind odată accesat inclusiv de administrațiile publice locale, n-au ajuns la destinație. Ducem lipsă și de specialiști competenți care ar putea să administreze corect proiectele și să le atragă pe cele din partea partenerilor strategici. Mulțumesc pentru răspuns. Dacă dumneavoastră doriți să-i adresați o întrebare doamnei Afanas, vă rog. Atunci putem să trecem la bol, pentru că vreau să aveți amândoi timp să răspundeți și dacă ne mai rămâne, putem să... Mai aproape de mine, care era? Vă rog. Dacă așa ar fi. N-aș vrea să fabulez. La întrebarea când a aderat Republica Moldova la Organizația Națiunilor Unite și în ce context? Din câte țin minte eu, imediat după adoptarea independenței Republicii Moldova, Republica noastră a aderat la ONU în contextul
apropierii de valorile europene. Mai exact, 2 martie 1992, data la care rezoluția Consiliului de Securitate cu recomandarea de a admite Republica Moldova în ONU a fost votată la adunarea generală în unanimitate și tot atunci Mircea Snegur a rostit și un discurs la tribuna ONU în care a vorbit despre rolul Republicii Moldova în arhitectura internațională. Doamna Afanas. Întrebarea mea, am uitat că trebuie să o citesc. În ce spațiu economic a exportat cel mai mult Republica Moldova în 2020 și în ce țară s-au dus cele mai multe dintre exporturi anul trecut? În ce spațiu economic, din câte mi-amintesc, nu sunt economist de profesie, din câte mi-amintesc, spațiul cu care schimbul a fost cel mai mare este totuși spațiul european, spațiul UE. Țara nu mi-o amintesc exact, dar cred că una din ponderile cele mai mari este îi revine României. Nu știu dacă e cel mai mare, dar la sigur este printre lideri. Nu sunt economist de profesie, dar promit, dacă ajungem în Parlament, eu ca profesoară promit să fiu eminentă la aspectele care țin de competența mea de deputată. Promit. Chiar și așa, răspunsul este corect. 66,7% ponderea exportului în Uniunea Europeană și 28,4% în România. Da. Vă mulțumesc. V-ați descurcat foarte bine amândoi și v-ați descurcat bine și cu gestionarea timpului, pentru că, iată, fiecare dintre dumneavoastră mai aveți minute pe care le puteți folosi. Doamna Afanas, spuneți-ne dumneavoastră, în zona de interes a partidului dumneavoastră, care considerați că este în acest moment urgența de natură ecologică în Republica Moldova și cum poate fi ea rezolvată? Avem mai multe urgențe de natură ecologică, dar noi nu în zădar venim cu mesajul de importanță pentru sănătate publică. Calitatea apei și calitatea aerului este o urgență ecologică. În general, situația ecologică este o urgență pentru Moldova. 85% dintre fântânile noastre nu sunt bune, nu au apă bună de băut, sunt poluate. Și doar 1% din deșeuri este reciclat la moment. Deci asta este grozav. Și avem doar 11% împădurire față de media europeană de 30%. Deci urgențe ecologice avem și avem nevoie urgent de acțiuni concrete și de oameni dedicați în acest domeniu. Nu e nevoie și de o educare a populației? Cine ar putea să o facă? Categoric, și cum? Categoric, da. Noi ne propunem, Partidul Verde Ecologist, să introducem în 2022 opțional cursul și către 2025 obligatoriu cursul de educație ecologică la toate nivelurile. În mediul academic, la toate nivelurile, de la școală primară până la gimnaziu, și neapărat este un imperativ pentru noi. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnule Burlacu, am observat că pe listele partidului dumneavoastră sunt foarte mulți oameni tineri. Aveți probabil una dintre cele mai scăzute medii de vârstă, din ce m-am uitat eu așa superficial, recunosc, pe listele partidelor. Care ar fi prima măsură pe care ați adoptat-o odată ajuns în Parlament pentru acești tineri? Să spunem, să-i convingeți să rămână aici și să nu mai plece în străinătate, așa cum se plângeau oamenii din materialul înregistrat. Trebuie să conștientizăm faptul că tinerii noștri pleacă din Republica Moldova în lipsa unei perspective de a rămâne aici și această perspectivă ține de bunăstare. Exact precum a menționat și ambasadorul excelența sa, Mihalco, fiecare cetățean al Republicii Moldova, după estimările făcute de anumiți experți, este furat de circa 7.000 de lei lunar prin intermediul diferitor scheme. Noi avem o necesitate stringentă de a curăța această clasă politică de elemente nocive, exact precum și am menționat același procuror general controlabil în Parlamentul Republicii Moldova.
că avem suficiente grupări criminale, prin intermediul care a fost menționat și gruparea criminală Șor. Avem rămășițele lui Plahatniuc, avem mai nou camarila asta transpartinică controlată de Dodon și mai ieri deja expiratul Voronin, care implică în această campanie electorală oameni și elemente nocive, precum ar fi viciosul Cafcaliuc, Chicu, Rizea. Acești oameni, atât timp cât vor exista în politicul decizional din Republica Moldova, cetățenii noștri nu vor avea perspectivă de a exista aici. Noi avem necesitate de actualitatea zilei de astăzi, să curățăm clasa politică și punctele decizionale din Republica Moldova de elementele care corup, mulțumesc, care distrug economia noastră. Dar v-ați epuizat timpul, o să aveți să vă spuneți mesajul final. Doamna Afanas, dumneavoastră mai avem timp de o întrebare. Vorbeați la început de interesul partidului dumneavoastră pentru echitate socială și ați menționat anumite categorii vulnerabile. Sunteți femeie, deschideți lista, dacă nu mă înșel. Da. Aveți niște proiecte speciale pentru aceste categorii, pentru femei, pentru persoane cu dizabilități? Da, femeile reprezintă un potențial enorm pentru Republica Moldova și ar trebui promovate trebuie promovate la nivel de luarea deciziilor, în primul rând. Femeile noastre sunt suprapregătite, sunt gata să se implice, dar din păcate femeile sunt prezente mai mult la nivel de executare și trebuie aduse la nivel de lider, la nivel de decizie. Noi vom promova la maxim femeile, la toate nivelurile și totodată persoanele cu dizabilități sau persoanele subreprezentate din alte categorii. Eu una am o dizabilitate și eu și sunt promovată în partid. Iar potențialul fiecărei persoane pentru Moldova contează și fiecare trebuie să participe la luarea deciziilor. Fiecare persoană merită să aibă o voce în Parlament. Noi, inclusiv femeile verzi, suntem vocea tuturor categoriilor subreprezentate. Mulțumesc! Și cum vă convingeți, o să vă convingeți colegii de partid să... Nu este nevoie să îi convingem, ei sunt deja dedicați acestei cauze, pentru că mi s-a propus să deschid lista și noi prin asta transmitem mesajul foarte clar că echitatea socială pentru noi reprezintă o valoare primordială, așa cum reprezintă o valoare primordială pentru verzii europeni. Noi chiar venim cu mesajul de a aduce pe toți, de a aduce vocea tuturor ca să fie auzită. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc eu! Suntem practic la final. Mai aveți fiecare câte un minut în care să le spuneți direct alegătorilor. Puteți să vă uitați direct în cameră, să vă adresați oamenilor și să le spuneți de ce să vină la vot pe 11 iulie și, bineînțeles, de ce să vă voteze pe dumneavoastră. Doamna Afanas. Da, dragi alegători, dragi alegătoare ale noastre, cetățeni și cetățene, Partidul Verde Ecologist este membru a Partidului Verzilor Europeni, a Partidului Verde European din 2008. Noi venim cu oameni dedicați, cu oameni dispuși să facă schimbarea, oameni care își doresc transparența și fiecare persoană merită să fie auzită în Parlament. E momentul să nu ne mai fie frică. Ajunge să votăm de frica sperietoarelor plasate de alți concurenți în politica noastră. Haideți să votăm doctrinar, să votăm pentru oameni noi, pentru oameni dedicați. Votați Floarea Soarelui, Partidul Verde Ecologist, care va lucra pentru soluționarea problemelor ecologice și sociale pe care le avem. Vă mulțumesc! Domnule Burlacu. Dragi conaționali, a venit un moment crucial în care cetățenii noștri dau dovadă de unitate și de mobilizare într-o a scăpa de acest regim vicios care se ține cu dinții și cu ghearele de fotoliile sale doar cu scopul de a-și acoperi și a-și ascunde, cu scopul de a scăpa de o justiție corectă. Nouă ne revine acum o datorie probabil istorică. Să ne mobilizăm în pofida faptului că acest instrument al lui Dodon, precum astăzi a devenit cecul,
care nu deschide secții de votare pentru cetățenii aflați în afara granițelor Republicii Moldova, fiind expulzați, practic deportați, precum procedau înaintașii lor ideologici, să nu voteze pentru că au frică. Ei au frică inclusiv și prin faptul că aruncă fumigene și minciuni precum le aruncau cu cele 30.000 de sirieni. A venit timpul să-i taxăm la vot. Doamne ajută, votăm democrația acasă! Mulțumesc, domnule Burlacu, vă mulțumesc amândurora pentru prezență și pentru dezbaterea care nu a fost chiar atât de încinsă ca altele pe care le-am moderat aici, dar a fost plină de substanță, am atins de echitate socială până la corupție și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi și ne-ați urmărit și în această seară. Nu uitați, pe TVR Moldova, în fiecare seară, de luni până vineri, la orele 19 și 21, vă întâlniți cu mine și cu colegul meu Mihai Rădulescu, care vom încerca să aducem în fața dumneavoastră candidații și ofertele lor pentru alegerile din 11 iulie. La revedere!